Bani de la stat, plătiți pe lângă pensie. Decizie la guvern pe cardurile de alimente și cele de energie. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat prelungirea acordării de către stat a cardurilor pentru energie și alimente. După cum se știe, cei care primesc acest ajutor sunt pensionarii și românii nevoiași. Se dau bani de la stat în continuare. Anunțul făcut de premierul Marcel Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat prelungirea programelor de ajutor pentru facturi și alimente, destinate persoanelor defavorizate. Ciolacu a fost alături de ministrul transporturilor, Sorin Grindianu, duminică la inaugurarea unui nou lot al autostrăzii A0Sud, lotul 1, în zona nodului rutier cu autostrada A2. Începând din această toamnă, milioane de români ar fi riscat să rămână fără cardurile de energie. 700 de lei, an în două tranșe, iar la sfârșitul anului ar fi expirat măsura care permitea persoanelor cu venituri mici să primească carduri pentru cumpărarea alimentelor, câte 250 de lei la fiecare două luni. Se va continua. Programul va continua, a afirmat Marcel Ciolacu, sublinind angajamentul guvernului față de persoanele defavorizate. Șeful executivului a explicat că, periodic, se discută anumite sume de bani cu Comisia Europeană pentru a asigura finanțarea măsurilor de ajutor. Periodic, anumite sume pe care le avem prinse în exercițiul financiar și în PNRR, periodic se discută. De exemplu, domnul ministru, ministrul transporturilor, Sorin Grindian Nere, a venit cu anumite sume să le ia din granturi, să le mute în împrumuturi. Totul este într-o dinamică. Important este să avem o comunicare cu comisia și argumentele în funcție de cum domnul director vine și spune că se întâmplă lucruri. Sunt decizi pe care le luăm în timp real, a mai spus Ciolacu. Beneficiarii cardurilor de energie Persoanele vulnerabile care au avut posibilitatea să beneficieze de ajutoare pentru facturile la energie sau încălzirea locuinței includ. Pensionarii cu vârsta de 60 de ani sau mai mult și cu venituri lunare de până la 2000 de lei persoanele pensionare cu pensie de invaliditate și cu venituri lunare de până la 2000 de lei. Persoanele, atât copii cât și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri proprii lunare de până la 2000 de lei. Familiile care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei conform prevederilor legii nr. 277/2010, republicată, inclusiv modificările și completările ulterioare. Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social conform prevederilor legii NR 416-2001 privind venitul minim garantat, inclusiv modificările și completările ulterioare. Beneficiarii cardurilor pentru alimente. Cei care primesc acest ajutor de la stat sunt pensionarii din sistemul public de pensii, pensionari aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, pentru tranșele din anul 2022 respectiv mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranșele din anul 2023. Cardurile pentru alimente vor fi oferite și persoanelor cu handicap grav, accentuat sau mediu, indiferent dacă este vorba despre copii sau adulți. Veniturile lunare proprii realizate trebuie să fie mai mici sau egale cu 1500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranșele din anul 2023. O altă categorie de români care poate primi cardul acesta este reprezentată de familiile cu cel puțin doi copii în întreținere, dar a căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023 beneficiarii mai sunt și familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023. Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social și persoanele fără adăpost, așa cum sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.